Salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Valentin și astăzi suntem la Dacu Discu. Suntem cu tractorul ăsta mare. S-a făcut seară. Iese foarte mult praf. Este și taică mi-o împac de cealaltă, să vede un pic, dar nu prea are ce să se mai vadă că iese prea mult praf. Se vede doar praful. Și continuăm cu semănatul la ors. Aici unde dau eu cu discul, locul ăsta îl dau așa când vrea să niveleze, o să construiască case pe el. Pe acolo pe unde face taică mi-o, pe acolo seamănă. Nu știu dacă i-a prins farul. A, nu i-a prins farurile ca să se vadă, ca să se vadă tractorul, probabil un pic mai încolo. Nu se vede de prea mult praf. Și mai am aici să dau. Gata, acum a prins farurile. Nu știu dacă se vede pe cameră. I-a oprit ea cu farurile. Nu face semn că este prea mult praf sau probabil ceva de genul, da? Asta e, n-am ce face, vreau ca să termin și bucata asta. Urmă mâine mă bag în altă parte, pe alte bucățele. Ia că scurie. După el iese puțin praf, dar după mine iese nenorocire. Și trag cu o viteză de 8,5 km, că dacă ar fi fost să trag cu 10-12 încolo, să veni cu case-ul, nu se mai vedea sat. Pentru că am făcut treaba asta când am tras cu 10-12 km la oră, cu case-ul, și nu am mai avut nicio șansă. A trebuit să fac numai noaptea. Pentru cei care a spus că păcat că nu merge tractorul mai repede, eu n-am mers pe principiul să meargă tractorul repede niciodată în brazdă. Deci pentru cine nu știe, eu n-am mers pe principiul niciodată să meargă tractorul în brazdă. Trebuie să aibă o viteză care să obții o uniformizare, ca să zic așa, cât mai bună. Dar nu am mers niciodată pe principiul să merg cu viteză mare la arat. Am văzut că se merge și cu 10, chiar și 15 km pe oră pe cine. Am văzut cu tractoare super mari, vorbim de 300 de cai putere în sus. Dar nu am mers pe principiul ăsta, eu am mers pe principiul să am utilaj decent și să nu mânca prostul. Deci n-am mers niciodată pe principiul mânca prostul, pentru că sari în sus, dai cu capul în cabină. Și pentru cine nu știe la specificațiile tehnice, cine vrea să uite pe un teradisc sau pe orice altceva, o să vadă că o să aibă o viteză de undeva, pleacă de la 5 km la oră, fie plug, fie teradisc, fie orice, până la o viteză de maxim 15 km pe oră. Deci maxim 15 km pe oră. Acum nu știu dacă ori avea specificații să aibă 20, dar chiar n-am văzut. Chiar la teradiscuri n-am văzut viteza de asta, la discuri nici atât. Deci la niciuna din astea n-am văzut viteze de peste 20 de km la oră. Și am văzut că se trage cu 18, 20 și da. Nu știu, probabil trebuie teren și rupe ficați în tine, ca să zic așa, să mergi cu viteza aia. Trebuie să ai utilaje decente. Adică prefer să iau o suprafață mai mare, eu, ca să pot să merg cu viteza de 10-12 km pe oră, 13, cum spune lumea, că trebuia să merg. Mi-ar fi trebuit un disc de maxim 4,5 m, în genul ăsta. Dacă ai un disc și mai greu, 4 metri. Dacă ai un disc și mai greu, depinde de greutatea discului, 3 metri. Și o să zic că lumea, acum 3 metri la... un tractor de 170 de cai putere. Sau cum merge
un tractor de 170 de cai putere decât cu 3 brazde. Că cine nu știe, nu știe de ce, dar îi spun eu de ce. Și la plug, dacă dai cu o viteză de... Am văzut cu 15 km pe oră, nu știu ce să zic, n-am tras niciodată. Mai mult de... Mai mult de 8 km n-am mers la Arad cu plugul. Asta în condițiile în care am avut floare. În... Merg paralel cu semănătoare acum. În condițiile în care am avut floare, în miriște, până în 8, chiar 7 km, până în 7 km pe acolo. Adică mai așa, să poți să faci și tu o arătură ca lumea, că dacă mergi pe principiul mânca prostul, n-ai făcut nimic așa, sau cu disc, mergi un pic mai pe deasupra și faci mai repede. Nu se merge pe principiul faci repede, că nu poți să mergi cu viteză de nici prea puțin, nici prea, dar mie mi se pare o viteză destul de mare, 1,5 km, în condițiile în care treapta a treia la UTB nu știu, din câte știu, nu sare de 7,5 km. Treapta a patra la UTB pe care o foloseam atingea undeva la 10-11 km la oră, dar atunci doar îl ștergeam. Adică nu băgam discul, bă, să fie... Și mi-a mai pus cineva întrebări. Nu știu exact să spun acum și nici nu o să spun. Dar dacă o să vadă vlogul ăsta, o să știe cine este. Eu am mai vorbit niște subiecte, m-a întrebat lumea prin comentarii și a reapărut întrebarea cu... Ce părere ai despre tractoarele Steyr? Păi, ca să zic așa, dacă eu am vorbit într-un vlog, înseamnă că nu te-ai uitat, înseamnă că vrei doar ca să-ți comentezi. Eu nu o să stau să scriu la fiecare în comentarii, nu o să stau să fac acum să scriu cărți în comentarii, pentru că nu are niciun sens. Unde ar mai fi vlogurile? O să vorbesc prin anumite videouri, o să comentez comentariile, adică o să vorbesc despre ele. Cine mai are probleme cu tractoare, poate să-mi scrie fie în comentarii, fie pe pagina de Facebook Agri Valentin. Cine vrea, îmi cere și un număr de contact și îl ajut cu cea mai mare plăcere, atât cât pot, cum pot, cât mă pricep, pentru că nu-i fiu cel mai mare mecanic. Și că tot veni vorba despre treaba asta cu mecanica, am avut alaltă ieri, am luat eu tractorul ăsta, teleul asemănat, și am făcut foarte puțin cu el și la urmă a început să dea cu fum ca și cum ar avea avans și mi-a cam dat de lucru, ieri mi-am cam pierdut ziua, ca să zic așa. Turuia, deci turuia așa și ziceai că n-are avans, dădea cu fum, nu mai avea forță. Să și cam încălzea, că normal dacă nu merge ca lumea să încălzește. Și am apelat la... Stați așa că vă spun acum, nu mai îmi dă numele în minte. Are chiar canal de YouTube, o să-i las canalul în descriere. La Nonea Gabriel, pentru cine îl știe pe YouTube dacă se uită la el. Și i-am zis ca să-mi dea și mie un sfat, i-am arătat despre ce este vorba și a zis, băi, uite, umblă colo, 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 am umblat cum i-a zis, n-am mers. Zice, bă, cred că e de la injectoare, ți-a rămas un cap de injector blocat și face așa, tu e în halul ăsta, că așa. M-am dus, i-am desfăcut, ca să-i desfac injectoarele, a trebuit să-i dau eșapamentul cu turbină, cu... toate alea jos ca să poți, pentru că e motorul cam îngrămădit. Am luat, am desfăcut injectoarele, le-am dus la pompangiu. Din 260 de bari, băga sub 200 de bari presiune la injecție. N-a avut piesele ca să mi le repare, să-mi schimbe duze și alte alea. Omul mi le-a reparat, a mai avut el niște capete de alea, mi le-a schimbat ce a fost. Și mi le-a scos la un 250 de bari, nu mi le-a scos 260 de bar, pentru că n-avea cum, trebuia diuze noi, chestii,
mie mi-a trebuit pe loc. Bă, uite, vreau ca acum să mi-l faci, că am nevoie de el pe câmp. Și am zis, bă, ok, poate fi de la treaba asta, a scăzut presiunea prea mult și și-a dat duc. Dar n-a fost treaba asta, am venit, am montat tot acasă. Pe urmă, după ce am montat, aceeași poveste. La urmă, era ca și cum n-ar fi mers avan, zic, bă, hai să desfac pompa de injecție, o dau afară, o blochez, îi dau avans și poate o merge. Când am vrut să dau, n-am mai putut să desfac pompa, o piulită de la pompa de injecție, hexagonul s-a rotunjit și atunci n-am mai putut să o desfac și zic, bă, ce n-ai să-i mai fac acum, că nu prea voiam să mă pun nici cu dalta să desfac, nu prea mai voiam să... Și are două electrovalve, în ghilimele electrovalve, ele se numesc solenoid, care închid, deschid, mă rog, niște electrovalve care închid și deschid electric, una care închide și deschide ca să poți să oprești tractorul electric, pentru că ăsta e rolul, altfel n-ai avea cum să-l oprești, pentru că astea sunt electrice, și mai avea încă un solenoid pentru reglarea avansului în funcție de temperatură. Bă, nu mai zic lui taică, bă, stai să iau un fir și un bec să verific dacă merge, dacă are curent firul ăla la solenoidul ăla de avans, și nu avea curent. Deci nu avea curent, l-am luat, am luat un fir, am luat curent din celălalt solenoid și l-am trecut pe direct, ca să zic așa. L-am trecut, i-a dat o pornire, bă, a mers. Luam firul de curent, îi luam curentul, nu mai mergea, îi puneam firul, mergea, iar nu mergea. Și zic, bă, hai că asta cred că e. I-am luat, i-am trecut firul pe direct, pentru că celălalt n-am găsit de cap ce avea. Am umblat la siguranțe, n-avea probleme la siguranțe. Probabil s-a împușcat firul pe undeva, nu știu ce s-a întâmplat. Și acum merge, am rezolvat problema. Și încă merge mai bine ca înainte, pentru că are o presiune mai bună la injecție, trage mai bine, s-a schimbat și sunetul, se vede că are compresie mai bună. Și cam așa am pățit cu el, dar într-un final am rezolvat și o chestie electrică care nici nu m-am gândit că poate să fie electrică, pentru că pompa asta de injecție pe care o are tractorul nu este una cu chip. Cu chip sau cu niște plăcuțe de-astea care are acolo, reglez din soft, cum s-ar zice. Se reglează mai multe, se reglează și avansul, se reglează mai multe chestii din soft. Nu m-am gândit, nici nu mi-a trecut prin minte treaba aia. E și o pompă de injecție mai complicată față de case, pentru că și la case e rotativă, la Nefolandul ăsta mare e în linie. Are decât un solenoid, aia are doi și e undeva mai complicat, e cu un vacuum care și aer, care e mai complicat. Deci pompa aia de injecție la teleul ăla e mai complicat. E un motor în 4, e făcut să se adapteze cumva. Eu i-am anulat, ca să zic, treaba asta, dar văd că merge la fel și la rece și la cald. L-am făcut pe varianta clasică, cum s-ar spune, ca un motor, cum ar fi și 650, care are același avans în funcție de așa. Bine că și la case e aceeași chestie, dar asta la teleu chiar e mai complicată, pompa de injecție față de case. E cu un vacuum, e... nu știu ce a fost în capul lor când a vrut să facă treaba asta, dar, bă, nene, aia e. Ce a fost, a fost. Bine că am reușit să rezolv treaba asta. Mi-a zis cineva că pot să anulez treaba aia, dar cam complicat așa să anulez. Trebuie să o duci, să o faci și nu vreau să umblu, pentru că e pompa de injecție nouă. Am dat și o grămadă de bani pe ea. Am dat un 650 pe ea. Și nu prea vreau să umblu la ea. Așa că o las așa și când o fi, poate, dar nu o să anulez, pentru că invențiile astea, nu știu, nu merge ca la 650, sau nu 650, că 650 s-a păstrat pompa în linie întotdeauna, pentru că pompele în linie sunt pe ulei, merg altfel, nu se blochează, nu se rupe capul. De exemplu, la Saviem mai pompă rotativă și mulți am mers pe pompa de rabă, am mutat pompa de rabă.
tehnic vorbind, rotativa are turații mai multe, trage ceva mai bine, teoretic și chiar și în practică, cam așa e, trage mai bine rotativa, dar nu mai ai probleme cu ea la pornire, nu mai ai probleme cu ea că bagi o motorină mai proastă, nu mai ai atât de multe probleme. La 445 am văzut că mulți și-au făcut pompe de injecție, au renunțat la rotative pentru că sunt cam stricăcioase, se rupe capul, au pus tot pompe de injecție în linie de rabă, au fost anulate 3, nu știu cum să vă zic, au fost anulate 3 injectoare și merge în 3 și are pompă în linie, pornește ușor, trage tot la fel, adică na. Costurile sunt ceva mai ieftine, adică chiar nu mai e probleme cu o rotativă, se mai duce pompa de alimentare, ca să zic așa, pompița aia care dai la coadă cu ea, dar în rest nu prea ai probleme așa cu linia. Cu rotativa mereu ai, ba, pornește greu iarna, dacă ți-a rămas fără motorină, te-ai nenorocit. Deci te-ai nenorocit pe rotativă. Din cauza asta poți să-i și rup capul, că-ți rămâne fără motorină, la urmă îi dai. Și așa, așa linia e pe ulei, își face ungere pe ulei și n-ai treabă cu ea. Și mai apare problema la linie când se duce acolo și îți pierde uleiul din ea. Dar și dacă îți pierde uleiul din ea, se umple cu motorină și tot se unge. Adică nu e asta chiar așa mare inginerie, dar cam asta am avut de zis pentru astăzi. Acum, cine mai are întrebări, poate să mi le pună, să mi le lase în comentarii. Și ideal ar fi, nu știu, să vă și uitați până la urmă la vloguri. Bine, nu am pretenția. Cine vrea să uite, cine nu vrea nu să uite. Dar atâta timp când îmi puneți niște întrebări în comentarii și eu vă răspund în vlog. Și nu vă uitați la ele ca și cum aș fi vorbit degeaba. Bine, poate că nu vorbesc degeaba pentru că vorbesc și află alți oameni alte lucruri. Dacă vreți să aprofundez, să punctez mai mult anumite chestii, o să mă interesez mai mult. De exemplu, cum am întrebat despre tractoarele Steyr, chiar o să mă informez, să mă uit, să văd despre ce specificații tehnice vorbim. Parcă zice ceva de un tractor de 120 de cai, 110, nu mai știu ce, dar o să mă uit să aprofundez, nici nu știu ce motoare mai au acum pe ele, chiar o să mă uit, au fost făcute cu tot felul de motoare, diferite colaborări și atunci nu mă bag eu să vorbesc despre asta. Cam atât pentru astăzi, urmăriți-mă pe pagina de Instagram AgriValentin, dați-mi un like dacă vreți pe pagina de Facebook AgriValentin. Și eu am fost Valentin, mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, v-am salut!